200 de milioane de euro și alte 233 de milioane de dolari, adică aproape 8,5 miliarde de lei urmează să ajungă în țara noastră în acest an. Creditele cu o dobândă de 2% și respectiv 1,5% vor fi acordate de către Rusia și Fondul Monetar Internațional. Ambele proiecte au fost astăzi aprobate de parlamentari. Au fost însă discuții contradictorii în Parlament pe acordul de împrumut pe care ar urma să-l ia Moldova de la Federația Rusă. Deputații din opoziție au acuzat guvernul că ar încerca să introducă prevederi ascunse în acordul cu rușii, una dintre ele fiind legată de achitarea datoriilor agenților economici care au contractat credite de la băncile rusești. Articolul 1 prevede că banii vor fi pentru suportul bugetar în Republica Moldova. Dar atunci cum se explică articolul 3, care se numește utilizarea împrumutului și vorbește despre companiile rusești care vor participa în competiții, în tot felul de tendere și așa mai departe? Ce legătură are asta? Iată, personal dumneavoastră, pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, ați fi semnat așa un acord de împrumut? Sunteți, mare majoritate din dumneavoastră aveți experiența de management, în întreprindere, în instituțiile publice. Dacă ar fi venit un jurist la dumneavoastră cu asemenea proiect de acord, ce ați fi, cum ați fi procedat dumneavoastră? Cu certitudinea. Eu nu spun că ați fi respins acest acord, dar cu certitudinea acest jurist a doua zi n-ar fi lucrat la voi? Cei de la guvernare au însă o altă explicație la acuzațiile aduse de opoziție. Să spunem deschis. Unicul minus al acestui credit este faptul că este rusesc. Dacă îi schimbăm denumirea, pe nemțesc. Să vedeți cum dispar toate întrebările și cum votează unanim și se întrec încă. Iată de ce ați invadat spațiul public cu tot felul de aberații și v-ați întrecut astăzi în concursuri de rusofobii. Dacă o să avem credite mai avantajoase, noi o să luăm toată suma. O să renunțăm poate definitiv. Dar nouă ne trebuiește garanții că o să putem finanța datoria și deficitul bugetar. O să putem ajuta micul business, o să putem aloca niște bani ca să plătim la oameni care n-au de lucru. Dacă pentru creditul rusesc au fost destule semne de întrebare din partea unora, pentru cel de la FMI au votat 85 de deputați, adică majoritatea celor prezenți în sală. Potrivit acordului semnat cu FMI, 78 de milioane de dolari sunt oferite Moldovei cu o rată a dobânzii de 0%. Guvernul urmează să întoarcă acești bani în 10 ani. Alte 155 de milioane de dolari sunt oferite de Fondul Monetar Internațional cu o rată de dobândă de 1,5% și urmează să rambursăm acești bani în 5 ani. Creditele oferite de FMI vor fi un suport la bugetul de stat, care are un deficit enorm în anul curent de peste 16 miliarde de lei. Parlamentul a aprobat astăzi și un proiect de lege cu privire la rectificările bugetare pentru 2020, propus de asemenea tot de către guvern. Astfel, comparativ cu bugetul stabilit inițial, se estimează o reducere a veniturilor bugetului de stat cu aproape 6,5 miliarde de lei sau cu 14,3% și vor constitui 37 de miliarde de lei, în special din contul diminuării impozitelor și taxelor, precum și intrărilor din granturi, toate astea din cauza crizei mondiale provocată de coronavirus.